Băiatul meu mi-a spus într-o zi: Mamă, ești tare bătrână și puterile te-au lăsat. Ar fi bine să vinzi casa, să iei banii și să te muți la noi la oraș. Eu și soția mea te vom îngriji. Am făcut așa cum a zis fiul meu, dar când am ajuns la ei, locuiam într-un sat care cândva era o adevărată frumusețe. Un colț de lume în care dacă ajungeai, nu mai voiai să mai pleci. Am avut o viață frumoasă și liniștită. Am născut un băiat și împreună cu soțul meu l-am crescut și l-am educat cum am știut noi mai bine. Anii au trecut iar soțul meu s-a îmbolnăvit și medicii nu au mai reușit să-l salveze. După ce băiatul a crescut, a plecat într-un oraș mare unde și-a găsit un loc de muncă bine plătit, iar apoi s-a căsătorit cu o femeie și s-au stabilit acolo în oraș. Fiul meu mă vizita tot mai rar, dar nici nu aveam pretenții mai mari. Mă bucuram că era bine acolo la oraș cu familia lui, căci eu la țară mă descurcam. Aveam o pensie mică, dar îmi ajungea pentru nevoile mele. Aveam o grădină pe care o îngrijeam cu drag atât cât puteam și aveam și câteva găini pe care le țineam pentru ouă. Însă cum puterile mă lăsau pe zi ce trecea tot mai mult, într-o zi fiul meu m-a sunat și mi-a spus: Mamă, nu înțeleg de ce te tot chinui atât de mult la țară cu grădina și cu găinile. Nu mai ești tânără și nu mai ai puterile de altădată. Mai bine vinzi casa, iei banii și vii să trăiești liniștită la noi. Eu și soția mea vom avea grijă de tine. Soția mea îți va găti și va avea grijă de tine, iar eu te voi ajuta la fiecare pas. Împovărată de griji, de bătrânețe și de singurătate, l-am crezut pe fiul meu. Însă nu m-am îndurat să vând casa pentru care am muncit o viață întreagă. Erau tare mulți doritori să o cumpere, deoarece eu și soțul meu am investit foarte mulți bani în ea cât am fost tineri. Însă în loc să vând casa, am vândut câteva terenuri. Nu am luat cine știe ce pe ele, dar era suficient cât să nu mă duc cu mâna goală la fiul meu și la nora mea. Am împachetat bucuroasă câteva lucruri, iar inima îmi tresărea de bucurie că voi fi alături de ei. Am ajuns la fiul meu și la nora mea, iar ei m-au primit tare bine. Am mâncat împreună, am povestit și am râs. Aveam inima plină de bucurie. După atâția ani de singurătate, în sfârșit mă bucuram din nou de fiul meu. Însă după câteva săptămâni totul s-a schimbat. Nora mea nu mai era la fel de răbdătoare cu mine. Adesea îmi reproșa lucruri și îmi dădea de înțeles că e nemulțumită de mine. Într-o zi pe când băiatul era la muncă, am ieșit împreună cu ea la cumpărături și după ce am cumpărat alimentele necesare, am intrat cu nora într-un magazin de haine și i-am cumpărat o haină de blană. Tare mult s-a bucurat, iar timp de câteva zile a fost tare bună și răbdătoare cu mine, dar apoi iar a început să-mi reproșeze tot felul de lucruri. Apoi am decis să iau un inel de aur frumos, să-l aibă amintire de la mine. Tot căutam să o fac cumva să mă placă, să mă pot bucura de fiul meu. Câteva zile mă pupa pe obraz și mă striga mama de bucurie, dar apoi iar începea să devină aspră cu mine. Într-una din zile, când am mers din nou la cumpărături cu nora mea, ea m-a întrebat de banii pe care i-am luat pe casa pe care am vândut-o. Dar eu am evitat răspunsul. Am ajuns acasă tare tristă. M-am pus în pat și lacrimile îmi curgeau pe obraj. Când băiatul meu a venit acasă, m-a întrebat: Ce faci, mamă? De ce ești supărată? Atunci i-am spus băiatului: Dragul mami, nu cred că nora mea mă place. Îmi reproșează mereu câte ceva. Nimic din ceea ce fac nu o mulțumește. Atunci fiul meu mi-a spus: Ți se pare, mamă, nu are nimic cu tine. Însă în loc să mă aline,
Băiatul meu începuse să mă întrebe și el de banii de pe casă și să-mi spună că are tare multe datorii și că vrea să facă o renovare la casă, dar că nu stă prea bine cu banii. Nu a fost nevoie să-mi spună mai multe, că tare mi-a întristat inima. A doua zi, dis de dimineață, mi-am pus hainele cu care am venit în sacoșă și am plecat la microbuz. Am ajuns în stație și gândindu-mă la tot ceea ce trăisem, lacrimile îmi curgeau pe obraj. În loc să găsesc liniște și alinare la fiul și la nora mea, ei erau interesați de cu totul altceva. În apropierea mea era o tânără polițistă, care cred că m-a văzut plângând deoarece s-a apropiat de mine și m-a întrebat: Mamaie, de ce plângi? Ce s-a întâmplat? Te pot ajuta cu ceva? Atunci i-am spus polițistei: Draga mami, plâng de tristețe. Vin de la fiul meu care mi-a promis liniște și sprijin la bătrânețe, dar când am ajuns la el, am găsit cu totul altceva. Atunci i-am povestit totul în detaliu tinerei polițiste. Am simțit că mi-am descărcat toată tristețea și amărăciunea. I-am îmbrățișat și lacrimile au început să-i curgă pe obraz și mi-a spus: Mamaie, nu vrei să mergi la mine? Eu mi-am pierdut mama de curând și lipsa ei a lăsat un gol imens în inima mea. Tare mult m-aș bucura să pot avea grijă de matale. Bătrâna a acceptat să meargă acasă la tânăra polițistă. Însă la scurt timp fiul și nora au aflat că mama lor este acasă la polițistă și au mers la ea. Atunci polițista le-a spus: Puteți să faceți ce vreți cu casa, dar bătrâna este de acord să rămână la mine. Pe mine nu mă interesează averea ei. Mă bucur de fiecare clipă în care am cui să spun mamă. Rușinați, cei doi au plecat de la ușa ei, iar bătrâna a rămas alături de tânăra polițistă care a îngrijit-o cu atât de multă iubire încât oricine le vedea împreună, credea că sunt mamă și fiică. Morala poveștii: o mamă este capabilă să-și dea și sufletul din ea pentru copilul său, dar de multe ori copiii se îndepărtează atât de tare de părinți, încât uită toate sacrificiile pe care aceștia le-au făcut pentru ei. Acesta este un mesaj pentru toți tinerii. Nu vă abandonați părinții în anii grei ai bătrâneții. Respectați-i și faceți-le viața mai frumoasă și mai ușoară dacă puteți. Iar dacă nu puteți să le ușurați viața, cel puțin nu le o îngreunați.